Salut! Eu mă numesc Pavel și uite azi mi-am cumpărat așa o jucărie interesantă. Mavic 2 Pro de la DJI. Este prima mea dronă și chiar sunt curios să aflu ce este înăuntru. Așa că astăzi cred că împreună o să facem despachetarea. O să o strângem, după care, cum am citit, trebuie să actualizăm numai decât softul și la sfârșit cred că o să facem primul zbor. După cum vedeți, drona vine sigilată și pentru ca noi să verificăm dacă drona este originală, ea într-un colț are SN sau serial number. Pentru ca să verificăm dacă este originală, trebuie să introducem acest SN pe o anumită adresă pe care eu am să vă o dau în descriere. Dacă observăm, în partea de jos a cutiei se află așa un semn open, care ne spune că trebuie să o deschidem. Dar primul lucru care îl facem, trebuie să scoatem sigila. Avem cutia întreagă. Este foarte, foarte moale la simț și pare foarte, foarte solidă. Cred că drona se află în securitate. Ok. Deschidem open-ul nostru. Opa. Se deschide foarte ușor, vreau să spun. Din partea din spate, foarte, foarte simplu, doar se împinge și se scoate din cutia dată. După care avem cutia Mavic 2 Pro. Și în interior se află toate componentele dronei. Singur drona, aceasta este drona. Aici avem așa o cutie în care cred eu că sunt, da, încărcătorul. Aici este încărcătorul dronei, cablu de conectare în priză și cablu de conectare a dronei. Aici avem comanda. Este foarte plăcută la simț. Este și ea sigilată într-un fel. Ok. Se desfacem felul următor. Aici se introduce telefonul care se conectează cu ajutorul cablului special. Și mai găsim câteva cabluri adăugătoare, deoarece DJI nu a uitat nu doar de utilizatorii iPhone-ului care au intrarea dată, și am inclus și Type-C pentru telefoanele Samsung mai mult care apar noi și simplu Android. În cutie mai găsim așa un... Aici se află toate datele despre drona noastră. Și propelerele. Sunt 6 la număr. Sunt 4 care se instalează și una de rezervă. Cartea noastră pentru Mavic 2 Pro. Toate instrucțiunile. Și în sfârșit, cel mai important lucru, drona. Drona noastră este foarte solidă, pare a fi foarte puternică. Are camera nouă de la DJI, Hasselblad. De asemenea, este un plus că are foarte mulți senzori. Are senzori dedesubt, 2, din spate are 2, de sus are 2 și de asemenea, dacă desfacem riperele, din părți are într-o parte și în a doua parte. Aici avem Hasselblad. Avem aici cutia de securitate, ea se instalează obligatoriu pentru ca drona noastră să poată fi transportată în securitate.
camera se mișcă foarte, foarte simplu. Eu cred că e foarte bine o să se sprăvească în aer. Drona cântărește cam aproximativ 900 de grame. Cum promite DJI, este foarte, foarte înceată. Celelalte care au fost înainte de ea au fost mult mai zgomotoase. Avem aici drona. Pe drona este instalată deja bateria dronii. După cum observăm, drona noastră nu se aprinde. Nu se aprinde din cauza că DJI, când expediază dronele, bateriile se află în regimul de hibernare. Și pentru ca noi să pornim drona, este obligatoriu nevoie ca noi să instalăm bateria în priză. Atunci când noi să instalăm bateria în priză, ea o să se activeze și deja după o să putem folosi drona. Apropo încă, atunci când noi, înainte de a folosi o dronă, trebuie numai decât să facem actualizarea. Se face actualizarea deodată a dronii, apoi, dacă se cere, se face actualizarea și bateriei. Bateria se face actualizarea din cauza că poate să nu fie compatibil cu drona. Aici avem comanda. Comanda este formată din butoane diferite, da? Și aici de sub, după cum o deschidem, aceasta este o funcție foarte, foarte comodă la comenzile DJI, anume la Mavic 2 Pro. Joystick-urile se află aici și pur și simplu le scoatem și le prindem sus. Și putem spune că la noi este gata comanda. Ce o să facem noi acum? Noi acum avem propelerii. O să instalăm propelerii. Dacă observați, propelerii sunt de două tipuri. Aici, două din ele au un cerc alb împrejur și două din ele nu au cercul alb împrejur. Ce înseamnă aceasta? Dacă observăm la dronă, de asemenea sunt cercuri și nu sunt cercuri. Pentru ca noi să instalăm corect, trebuie să instalăm cu cercuri la cercuri, adică aici și aici, și fără cercuri, trebuie să instalăm aici și aici. Avem partea de jos cu trei intrări de plastic. Aceste intrări se includ direct în interior. Așa. După care, pur și simplu, se mișcă puțin la dreapta. Fix așa instalăm și celelalte. Se instalează, se mișcă puțin la dreapta. Așa. Se instalează, se mișcă puțin la stânga, apropo. Celelalte, acestea cu cerc alb, se mișcă la dreapta. Celelalte cu fără cerc, se mișcă la stânga. Ok. Și noi avem drona noastră strânsă cu propelere. Deci, ne ducem să încărcăm bateria. Eu numai am încărcat drona, să vedeți că și m-am chinuit eu. M-am chinuit foarte mult să găsesc cum să încarc comanda. Dar este foarte, foarte simplu. Drona când vine în complet, anume încărcătorul, vine partea dată aparte și partea dată aparte. Doar partea dată este pusă cu un plastic. Și nouă ni se pare că noi trebuie să o lăsăm cu plastic pentru ca să fie securizat. Dar nu, plastic trebuie scos, deoarece aici în interior se află anume acel cablu cu care încărcăm comanda. Pentru ca să încărcăm comanda, noi trebuie să scoatem din acest port foarte, foarte, foarte încet ca să nu defectăm nimic. După care să introducem din comanda o intrare aici și deja bateria se scoate din dronă. Da? Pentru ca scoatem bateria, doar testăm într-o parte și în alta. Am testat, am scos-o foarte, foarte ușor. După care observăm că este intrarea dată și este intrarea dată. Simplu, o conectăm și o împingem încet. Nu o forțăm, doar o împingem. Și includem în priză. După care, nou pe monitor la comandă o să ne apară câte procente are încărcarea comenzii. Și aici o să înceapă să lumineze becușoarele pentru baterie.
ca să vedem cât de puternică este încărcat. Propelerele de sus, aripile de sus se deschid doar într-o parte și în alta, cele de jos se dau în jos și se deschid. Pentru conectarea dronii, în momentul dat, eu am să folosesc iPhone 6S, care să-l conectez la comandă. Apropo, după ce am scos încărcătorul din comandă, nu uităm să includem înapoi în port conectorul. Desfacem comanda noastră și telefonul îl deblocăm. Pornim aplicația noastră. UGI Go. După care am intrat în meniu principal. Conectăm telefonul. Telefonul conectăm în portul dat, simplu îl punem aici și de aici din spate îl împingem. Așa. După ce l-am împins, îl prindem bine. Că el să se țină comod. Ok, am conectat. Ce facem următorul lucru? Cum se aprinde la noi drona? Drona la noi se aprinde în felul următor. Tastăm de două ori. O dată scurt și o dată lung. Observăm că drona noastră s-a pornit. Următorul lucru care îl facem, pornim și comanda. Pentru ca să pornim comanda, trebuie să desfacem antenele. Antenele trebuie să fie plasate în felul următor, în paralel. Este recomandat să fie plasate în paralel pentru ca signalul să fie mai puternic. Se aprinde comanda de asemenea ca și drona cu un click scurt și un click lung. În momentul dat, vedem mesajul connecting, ceea ce înseamnă că el se conectează cu drona. Dacă el s-a conectat, el verifică dacă la noi este aplicația, verifică dacă este conectat la internet și, după cum observăm în aplicație, nouă ne-a apărut mesajul care ne propune să-l activăm. Activăm, îl autorizăm, a găsit update, da, actualizarea softului. Pentru că noi să actualizăm, ceea ce este obligatoriu, noi doar facem un slash la dreapta. După cum observăm sus în colț, scrie updating 20%, adică în acest moment se face update, trebuie să așteptăm. La noi drona s-a actualizat. Înainte ca să pornim drona, obligatoriu, trebuie să scoatem toate stickerele încleiate pe ea pentru a nu încurca senzorii. Sticla de protecție a camerei înainte să pornim drona, pentru ca ea să funcționeze cum trebuie. Așa. Observăm că drona noastră s-a pornit și deja privește. Încă ce am observat eu la drona, că este foarte funcție interesantă. Dedesubt are două LED-uri, ceea ce ne poate ajuta ca noaptea noi să luminăm calea. Acum facem prima testare. Deci, ca să pornim drona, noi avem două modalități. Prima este butonul dat și noi putem face slide la dreapta, după care drona se ridică la 1,2 metri automat. Sau putem de la joystick-uri să dăm primul joystick în jos și al doilea. Și observăm că drona noastră s-a pornit.
Deci, ca să ridicăm drona, noi avem acest joystick. Acest joystick ridică drona noastră în sus. Pentru că să o ridicăm, trebuie doar să testăm. Eu sunt foarte, foarte satisfăcut de ceea ce am văzut. Nu știu cum voi. Am niște emoții foarte, foarte mari. Așa părul s-a ridicat pe mâini. Deci, nu știu. Vă mulțumesc că ați privit și vă rog să dați un like sau un share și vizionați următoarele ediții care le vom avea cu această jucărie minunată, da? Mulțumesc! Și încă un da! Numai decât să urmăriți următoarele episoade, vor fi foarte interesante, promitem să mergem în foarte multe locuri în care să facem careva filmări și o să le postez tot aici. Apropo, dacă aveți careva locuri frumoase sau orașe sau sate care ați dori să le vedeți de sus, ne puteți scrie în comentarii și prin random noi o să alegem acolo unde noi o să mergem. Cool, sai! Pa!